Am crescut ca și companie plecând de la o singură bucățică de pământ din deșert. Creșterea este adânc înrădăcinată în inima noastră și este ceea ce timp de mai bine de 70 de ani, cu pasiune, i-am ajutat pe agricultori să facă. Lucrând împreună cu partenerii noștri, am dat prioritate agricultorilor, străduindu-ne să le satisfacem exigențele. Astfel am devenit un partener de afaceri important pentru fermieri și un lider mondial în protecția plantelor. Crearea asiduă a simplității în agricultură ne stimulează să procedăm altfel decât ceilalți, îndrăznind să inovăm și să oferim o gamă largă de soluții de protecție a culturilor. Prin aderarea la comunitatea noastră agrodigitală, agricultorii din întreaga lume își vor putea împărtăși cunoștințele și experiența, în scopul evaluării și prevenirii riscurilor și al prevederii oportunităților. Stimularea avantajelor colaborării dintre Est și Vest ne permite oferirea unei soluții precise, exact atunci când este necesară, agricultorilor din toate colțurile lumii. A venit timpul să cultivăm inteligent, să creștem noi înșine. A venit timpul să simply grow together. Adama. Mulțumesc mult! Înainte de a începe această prezentare, pe care o să o fac într-un ritm foarte alert, pentru că organizatorii m-au rugat să respectăm timpul, vreau să adresez câteva mulțumiri, în special organizatorilor, domnului Canani, care este un anfitrion și o gazdă fantastică pentru noi an de an. Un mic mesaj pentru domnul Reckers, îl asigurăm că pe lângă IFN încă furnizorii finanțează agricultura României până la recoltare, până la subvenție, până când este cazul. Domnului Pinca, lui Ghiță, să-i spunem că da, am înțeles, de fiecare dată când ne zâmbește trebuie să dăm un discount în plus ca să ne susținem fermierii pe care Agricover-ul îi servește și o facem cu drag, pentru că aici vedem pasiune și profesionalism. Și un mesaj că în slide-ul acela cu noutăți pe care Agricover-ul și-l dorește în portofoliu, Adama are tot ce trebuie și asta e foarte clar și suntem pregătiți. Și nu în ultimul rând echipei Adama, care este prezent aici, este alături de noi directorul general pentru România și Moldova, Dimitris Drisis. Constantin Soare, care este directorul nostru comercial, este o referință pentru comerțul cu produse fitosanitare în România și o adevărată instituție via sectorului și îi mulțumim. Alina Gâtlan de la marketing și mai am un coleg pe care o să-l las la sfârșit. O să-l prezint imediat. Ok, ca să înțelegem cine este Adama, ce este Adama, o întrebare foarte simplă, se poate răspunde foarte simplă, foarte simplu, este fostul Macteș și Magan, dar se poate răspunde și un pic mai complex în niște cifre. Da. Cea mai mare firmă de produse off-patent de protecția plantelor din lume. 3 miliarde de dolari cifră de afacere anuală. 4.900 de salariați la nivel global. 270 de substanțe active la nivel global. 7 centre globale de cercetare și dezvoltare a produselor. 40 de țări în care suntem în contact direct cu fermierul și suntem în peste 100 de piețe prezenți. 19 uzine. O istorie de 70 de ani. Și acum câteva cifre și despre România. Dacă un antevorbitor al meu îmi spunea 15 minute pentru 700.000 de hectare, noi vă spunem 25 de ani pentru 1.000.000 de hectare, urăm firmei Agricover. Și sărbătorim 25 de ani aici, locul 5 după cifra de afaceri, pentru că noi așa, noi suntem o companie off-patent, vindem ieftin și bun. Și, bineînțeles, locul 2 la suprafața tratată după liderul de piață. Acestea sunt cifrele lui 2016, conform panelului independent de studiu al pieței de referință Clefman. Nu în ultimul rând, două anunțuri de ultimă oră, 7 produse noi înregistrate în 2017 pentru piața din România și o autorizație pentru tratamentul sămânță insecticid neonicotinoid, produsul nostru Sidoprid în primăvara acestui an la tratamentul porumbului și florisoarelui. Am intitulat această prezentare Simplitatea profitabilă a soluțiilor Adama.
O să trec foarte rapid, pentru că cronometrul merge repede. Vreau să înțelegeți o idee de bază la Adama. Adama este relevantă pentru principalele culturi care sunt în România. Avem produse pentru absolut toate verigile tehnologice. Acoperim tot, iar în acele verigi există anumite produse care nouă ne plac foarte mult și fermierilor îndeosebi. Sunt niște produse prin care Adama se evidențiază. Și o să iau culturile principale, o să vă arăt cât acoperim noi și o să fac un mic focus pe câte un produs pe care l-am selectat și care cred că va fi de interes în ferma dumneavoastră. Produsele pentru protecția de cereale. Vedeți că avem totul, de la fungicide, erbicide, insecticide, regulatori de creștere, tratament sămânță, absolut totul este în portofoliul nostru. În această vastă ofertă am selectat 4 produse. Tomigan XL, un erbicid de primăvară pentru cereale, Bumper Super, Zamir, 2 fungicide complexe, și Mavricul, cel mai prietenos insecticid cu albinele din România. De la cultură, Adama pleacă într-o logică de pachete în această primăvară. Aveți pachete tehnologice configurate cu avantaje de preț, cu avantaje tehnologice, care vă oferă siguranța unei tehnologii bune. Bineînțeles că specialiștii AgriCover sunt alături de dumneavoastră ca, în funcție de condițiile din fermă, să adaptați aceste pachete, să le customizați așa cum trebuie, însă există niște preconizări pentru tehnologiile de bază. După cum vedeți aici, un pachet de cereale, Tomigan XL, pe baza acestui erbicid Tomigan XL, care conține 2 substanțe active sinergice, care combat un spectru foarte larg de dicotile în primăvară în cereale. O să trec foarte rapid peste configurația pachetului, care acoperă absolut orice, de la buruien, la bol fungice și până la insecte, și bineînțeles beneficiază și de un adjuvant. Bumper Super, un produs consacrat, este un produs care nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare. 2 substanțe active, iarăși în acest fungicid special desemnat pentru primul tratament la cereale. Bineînțeles, s-a insistat foarte mult în prezentările de astăzi asupra necesității de a avea fungicid de la floarea soarelui. Iată că Bumper Super și toate fungicidele pe care vi le voi prezenta eu astăzi aici au extensie de etichetă și la floarea soarelui. Este important să tratăm cu fungicide culturile oleaginoase. Rotația este scurtă, instalarea fungilor este mare și este important să ne protejăm cultura cu 1 sau 2 sau chiar și 3 tratamente în anumite cazuri. Trecem mai departe. Da, propiconazol, procloraz la bază. Vedeți care sunt efectele negative pe care Bumper Super ne protejează, inclusiv la nivelul rădăcinilor, bătarea în ochi, îngenunchirea cerealelor și așa mai departe. Tomigan XL este unul dintre produsele noastre far, produse foarte avansate, conține fluroxipir și florasulam, o combinație unică, un spectru incredibil de combatere. Este un produs nou în portofoliul nostru, omologat la grâu și la orz. Iarăși, se aplică post-emergent, am spus, în primăvară, un singur tratament. Dozele sunt foarte flexibile, o fereastră de aplicare foarte largă. E foarte important, acest produs a fost testat cu un organism independent de testare în România în anul 2016, în mai multe locații. Vedeți că el are o acțiune deosebit de bună și martorii pe care am pus aici sunt produsele cele mai utilizate la această oră în fermele din România. Deci are un spectru foarte, dacă nu la fel de bun, dacă nu mai bun, poate la fel de bun ca și produsele consacrate. Însă foarte larg. Cirsium, Galium, Veronica și așa mai departe. Pachetul cereale extra este un pachet și mai mare, un pachet care conține Mavricul, de care v-am vorbit, conține Zamirul ca și fungicid, iar la soluția de erbicidare conține un tank mix din Tomigan, simplu de această dată, cu o soluție consacrată la noi, și trimerul. Da? Deci o combinație între o substanță sulfonilureică și altă moleculă diferită, care asigură o eficiență foarte bună. 0 buruieni, 0 boli, 0 dăunători.
Acest pachet tehnologic chiar și este acoperitor pentru absolut toate verigile tehnologice, conține din partea casei și un adjuvant, zamirul. De această dată intrăm în detaliu, este un fungicid complex dedicat pentru tratamentul 2 și tratamentul 3. Rămâneți fără micotoxine, toată această fuzarioză este combătută și puteți vinde grâu pentru panificație. Iarăși, un lucru foarte bun, nu numai că este omologat la cereale, dar îl puteți da și la rapiță și la floarea soarelui, ați cumpărat zamir și nu mai aveți nevoie să mai cumpărați alte combinații pentru celelalte culturi pe care le aveți în primăvară. Da, e un fungicid foarte nou, tebuconazolul, proclorazul, sunt doi triazoli cu maximă eficiență, o durată îndelungată de funcționare. Ținta lui este fuzariumul, toată lumea s-a confruntat, cred că, cu fuzariumul, este evidențiat aici în slide. Da? Când traderul ne refuză, de data asta nu mai avem surprize la vânzarea producției, în condiții de calitate. Mavricul, prietenul albinelor, noi am spus în catalogul nostru că este testat de fermieri și agreat de albine. Un produs care este un derivat dintr-un aminoacid, substanța activă se numește taufuvalinat, este o substanță, un piretroid de sinteză de ultimă generație, are o sistemicitate locală, acționează foarte bine. Ceea ce vreau să evidențiez la acest produs este că nu este un piretroid simplu, și faptul că are un spectru de combatere extrem de larg. Atenție, aici avem grâu, orz, rapiță, piersic, prun și vă mai dau încă un slide cu încă restul etichetei. Nu cred că Mavricul trece pe lângă vreo cultură de interes ca și omologare. Deci vă recomand să folosiți acest produs cu mare încredere. El este un adevărat succes comercial în portofoliul nostru și aduce avantaje superioare față de piretroizii de bază pe care dumneavoastră i-ați putea folosi în tehnologie. Iarăși, bineînțeles, combate și afidele la cereale. Anul trecut a fost un an cu presiune pe această insectă, am selectat să o evidențiez aici. Nu ne permitem să vorbim despre un tratament sau despre un produs dacă nu l-am și testat. În 2016, multiple locații, organism independent, avem stand în foaierul de la Alpin. Cine vrea informații despre Mavric, îi le voi da. Trec foarte repede la cultura de porumb. Iarăși, suntem relevanți, avem erbicide, avem și insecticide, de data asta Pirinexul, dar vreau să evidențiez un erbicid foarte bun care combate buruienile dicotile, este Starship, este un erbicid pe bază de mezotrion. Am uitat să evidențiez, nu știu dacă știți, în 2016 Adama este partenerul, a fost partenerul oficial și cred că va rămâne, al Asociației Producătorilor de Porumb din România. Toate loturile de testare de porumb pentru evidențierea potențialului genetic au fost tratate exclusiv cu erbicide de la Adama. Revenind la Starship, el este configurat într-un pachet alături de Nicogan. Nicogan este un nicosulfuron despre care nu o să petrec mii de slide-uri pentru că toată lumea știe și îl folosește și cred că este unul dintre cele mai bune nicosulfuroane. Cu cât vorbim mai puțin despre el, cu atât îi facem un serviciu. Este un produs care nu mai are nevoie nicio prezentare. Însă Starship este un complement foarte bun la el pentru că dacă Nicoganul combate dicotilele, Starship-ul, prin molecula mezotrion, combate dicotilele și atunci avem un spectru larg pe toate buruienile în post-emergență la porumb. Da, vedeți aici sinergia dintre Nicogan și Starship, foarte simplă, combate absolut orice în cultura de porumb, aveți un control vizual în post-emergență și avantajul este că produsele nu sunt ready mix, adică sunt tank mix și puteți să le dozați la doză maximă, astfel încât să adresați specific ce buruiene aveți voi nevoie. Pentru că timpul se scurge foarte repede, iată, și acest produs este testat, nu vreau să mai insist și o să-mi opresc prezentarea aici. Starship-ul l-am intitulat Panică în constelația buruienilor. Este un produs pe care, în mod cert, îl veți avea și în oferta AgriCover. Este un produs pe care, la ieșire din sală, îl veți primi mai multe detalii despre el în flyer-ul
și pachetul respectiv, alături de un graminicid agilu, despre care n-am mai avut timp să vă mai vorbesc. Interesați-vă de acest produs, el este foarte, foarte cerut la această oră în piață, este un produs lider la erbicidarea porumbului. Am spus că mai prezint un coleg la sfârșit și aș vrea să-l aplaudăm în numele Adama, pentru că Adama nu investește numai în produse, investește și în oameni și în tânăra generație. Este problema noastră că nu avem specialiști, nu avem oameni. Adama este angajat într-un program de internship în fiecare an, aduce studenți de pe băncile facultății și îi bagă în producție. Este Andrei Doru, este stagiarul nostru și vreau să-l aplaudați. A avut multe emoții astăzi. Nu în ultimul rând, veniți la standul Adama ca să luați catalogul Simplicultura 2017. Sunt 5 business case-uri de succes cu fermieri care au reușit. Să vedeți rețeta succesului la fiecare capitol de produs. Mulțumesc!